Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față vom repara un alt back LED, de această dată unul Smart RGB. Este de 9W, dar înainte de a trece la desfacerea lui, să vedeți ce defect are. Să-l montăm aici. El este aprins. Se poate controla prin intermediul unei aplicații. Smart Live se numește. El este setat acum pe lumină caldă. Aici schimbăm luminozitatea. Însă problema este că în momentul când vrem să trecem pe lumină rece, nu trece către lumină rece. Semn că o parte din LED-uri, probabil cele ce se ocupă de lumină rece, sunt arse. Asta cred eu. Pe culori e tot în regulă, nu există nicio problemă. Da, din câte se vede. Însă pe lumină rece, din păcate, nu avem. Hai să încercăm să-l desfacem cu această chestie. Nu reușesc să bag pe lângă. A, perfect. Am reușit până la urmă. A fost un pic mai dificil. Am cam deteriorat capacul ăsta. Partea asta de nu are nimic. Ce interesant arată. Din păcate, în urma unei măsurări în afara filmării, am ars integratul esențial acestui back LED. Este cel de aici. Am dat o căutare pe TME inițial, nu l-am găsit acolo, însă pe AliExpress da. Doar că nu prea mai merită reparat, deoarece mă costă acel integrat plus transportul cât becul în sine. Dar ce-am făcut? Cum l-am ars? Păi, practic, am uitat multimetrul pe măsurarea curentului, iar eu am vrut să măsor căderea de tensiune pe LED-urile reci, fiind cele de aici, astea mai deschise la culoare, un galben deschis. Practic, cele galbene dau lumină rece, iar cele portocalii lumină caldă. Eu bineînțeles că l-am desfăcut din zona asta. Becul LED e format din două module. Se desface foarte ușor, mă rog, relativ. Când scoți zona asta e un pic mai dificil, deoarece îl practic rupi acel rezistor de inrush current, acel rezistor de protecție în serie cu becul LED. Cred că puteam să desfac de aici, dar nu mai contează acum. Din păcate, în fața camerei nu reușesc să vă arăt cum se numește clar acel integrat. Cel de aici, pentru că abia am reușit și eu. Practic se numește SM2135E. Iar acum să vedem care este treaba cu acest integrat mai special. A trebuit să înregistrez captură de pe ecranul PC-ului, deoarece cu acel e-book reader era foarte greu. Așa că aceasta a fost cea mai bună variantă. Acest SM2135, a trebuit să traduc separat PDF-ul, ca să citesc mai atent, este un driver de curent constant pentru LED-urile în serie, însemnând că 3 sunt pentru cele 3 culori, roșu, verde și albastru, și bineînțeles pentru galben și alb, adică lumină caldă și lumină rece. Ce este interesant că chipul, integratul acesta, este unul mai special, însemnând că el practic scade și crește luminozitatea LED-urilor pe intermediul unui alt modul separat. Mă rog, aici văd că arată complet vederea chipului. E un pic stranie cel de aici, pentru că a tradus prost aici, nu e cam, este practic VIN. Hai să vă arăt din PDF-ul original. Da, VIN, intrare, aici zona digitală, data și clock, intrarea de tact sau ceva gen, și ieșirile, și out 1, ieșirea 1, 2, 3, 4, 5. Mai departe avem schema tipică. Trebuie să țineți cont că minusul acestui integrat este practic pad-ul din spatele lui. Nu știu cum să... Da? Eu are un pad în spatele lui ce se lipește pe PCB. Hai să vedem mai departe. Da, aici din păcate văd că nu... E chineză. A trebuit să mă duc pe PDF-ul tradus de mine. Adică tradus de mine. Intermediul internetului l-am tradus. După cum se vede, deja și spune că ieșirea 1, 2, 3 e pentru red, green, blue, adică roșu, verde și albastru, iar ieșirile 4 și 5, yellow și white, galben și alb. Interesant.
Mai departe, PDF-ul, nu știu dacă vă interesează așa mult. Practic, eu când am măsurat, ca să vă explic în schemă, că e mult mai ușor. Eu când am vrut să măsor, acel, încă o dată vă explic, ca să vă dați seama în schemă, am avut multimetru pe măsurarea curentului, însă aș vrea să fie pe măsurarea tensiunii și atunci nu aveam nicio problemă. Am vrut să măsor între punctele de aici și ieșirea numărul 5. Practic, eu vreau să măsor căderea de tensiune pe LED-urile albe, să văd dacă există tensiune pe ieșirea respectivă. Bineînțeles, setând din acea aplicație Smart Live, să fie aprinse LED-urile albe. Dar am avut setat multimetru pe curent și, bineînțeles, că am ars integratorul acesta. Aici, din câte se vede, avem și un modul, dar să vedeți traducerea, da? Control modul, modulul de control. Practic, acesta trimite date către chipul de aici. În zona aceasta, doi pini sunt pentru alimentarea LED-urilor, minusul și cu plusul, și ceilalți doi pini, clock și data. Practic, controlează acest integrat. Din alt modul, pe care o să vi-l prezint puțin mai târziu. Am reușit să așez testerul pentru LED-uri și plăcuța noastră de bebe cu LED. Am setat limita la 20 mAh. Din câte am observat, unul dintre LED-uri este ars, da? Probabil cel de aici, cred că da. Asta se aprinde, asta că este invers. Da, se aprinde. Căderea de tensiune pe el este de 17V, cu aproximație. Aici, nu e ars. Probabil este cel de aici, cred. Nu. Ah, cel de aici. Asta nu e ars. Asta e ars. Da, să-l măsurăm și invers. Ca să nu spuneți că... Da, vedeți? Este dus. E straniu pentru că pe LED-urile albe, unele au căderea de tensiune de 17 și ceva. Cred că 18 în realitate, că na, trebuie să greși un pic curentul. Iar unele de 34,4, probabil 36 e standardul. Da? Deci cel de... ăsta e cel galben. Ăsta e căderea de tensiune de 17. Probabil de 18. Când scazi curentul, căderea de tensiune va fi mai mică. Când atingi curentul suportat de acel LED, va fi căderea de tensiune standardă, practic. Căderea de tensiune scrisă în catalog. Hai să verificăm din curiozitate și LED-urile colorate. Acesta este cel roșu, 48V. Cel verde, de 48 și acesta. Și cel albastru de aici. Și bineînțeles, celelalte la fel. Rezistoarele din zona aceasta practic sunt în serie cu LED-urile colorate. Cele trei culori, albastru, verde și cu roșu. LED-urile de aici nu au niciun rezistor în serie. Deci doar cele colorate, cele trei culori au aceste rezistoare în serie. Aici este un rezistor pe post de jumper. Deci da, în realitate avem o singură capsulă cob arsă și totul era rezolvat. Dar pentru că eu am ars acest integrat, asta e. Haideți să vedem care e treaba și cu celălalt modul, cel care se atașează de PCB-ul din față. Îmi place stilul de montare prin acel conector. Interesant. Da. Hai să vedem și modulul acesta. Aici este o puntere de resoare, alternativ, 230V, adică avem în paralel și un condensator, un condensator din poliester, scrie pe el 104, adică de 100 de nano, o diodă, interesant, e pus parte de nul și atașat la ce? În spate, cert este că aici este minusul, vine în zona asta, sub acest chip, KP15026. Cel de aici este practic convertor DC-DC, practic coboară tensiunea de la rețea până la 3,3V. Avem ieșirea de 3,3V, da, din el. Pentru alimentarea acestui modul de aici, modulul wireless Bluetooth pe care o să-l desfacem un pic mai târziu, avem minusul, GND, plusul vine pe sub această punte redresoare, vine pe aici, scrie și high voltage, în altă tensiune, adică în altă, mă rog. Este periculoasă, logic, și se duce mai departe pe aici. Și mai departe prin acest pin,
către PCB-ul din față, către LED-uri. O diodă F7, rezistoare, SMD, un condensator ceramic, un inductor în spate, notat prin codul culorilor, roșu, roșu, roșu și gri. Am căutat eu pe internet după codul culorilor, că nu mai rețin. În cazul acestora, 2 vine de la 2, 2,2 și din ce am găsit e practic 2,2 mHz. Condensator electrolitic polarizat de un micro la 400 V. Cel de aici e pentru parte de filtrare de parte de 3,3 V. Este de 560 de microfarazi la 6,3, suficient la 3,3 V. Un inductor, nu scrie nimic pe el, 47, cred că 470 microhenry. Avem și un modul, cel care comunică cu integratul din față, cel de aici, și cu telefonul. Practic, el primește comenzi de la telefon, de la smartphone, prin acea aplicație Smart Live și trimite instrucțiuni către acest integrat de aici. Practic, din ce am înțeles, este un microcontroler cu memorie flash de 2 MB, memorie SRAM de 256 KB. E interesant. Are Bluetooth, wireless. Ce îmi place că ei, când au pus acest modul, l-au atașat astfel încât antena, cea de aici, să fie în afara zonei din aluminiu. Deoarece în această carcasă există aluminiu și pe zona aceasta. Și bineînțeles, telefonul nu ar fi putut comunica cu acest modul, cu acest backlight. Fain, interesant. Hai să dezlipim acest modul, prima dată acest ATPIL de aici. Practic o să dezlipim această tăbliță, că așa nu este, nu? Nu trebuie dezlipită. Gata. Ce ușor s-a scos. Acesta este practic modulul ce conține acel microcontroller, partea wireless și așa mai departe, e Bluetooth, partea de comunicare, practic. Se numește BK7231, mai departe, da, e scris un mic. Din păcate nu am nici microscop, poate pe viitor o să-mi iau. Aici avem și un cristal de cuarț, probabil, este cel de aici. Și cam asta e. Cam aici să termin acest clip. Aceste componente probabil o să le țin ca piesă de schimb, deoarece mai am încă un LED RGB asemănător. Aș fi vrut să fie reparat, dar din păcate în cauza unei greșeli de măsurare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!